Mulțumesc pentru privilegiul de a fi ultimul vorbitor. Mă onorează că sunt mai mulți auditori în sală decât noi cei de la prezidiu. Asta înseamnă că aveți chiar un interes pentru ceea ce fiecare și-a propus să transmită în această după-amiază chiar târzie. O să ridic și mănușa pe care mi-a aruncat-o prietenul Vulpescu vis-a-vis de problemele Bucureștiului. Da, ca orice om încerc să fiu în primul rând oportunist, să vă spun că dânsul vrea să-mi ridice mingea la plasă știind că mi-am propus să candidez la Primăria Generală a Capitalei și să vin cu un set de soluții. Nu aș vrea să transform tribuna de astăzi într-o platformă, motiv pentru care doar am să trec în pasant la final peste problemele Bucureștiului. Mi-ar face mai mare plăcere ca ultim vorbitor să fiu succint și să încerc să vă spun cum am văzut lucrurile astăzi. Dacă aș fi picat de undeva și ar fi fost primul contract cu mediul de business din energetica românească, după primul panel aș fi spus ce țară minunată. Câți bani am în buzunar pe toți îi bag în energetica românească. O dare de seamă cum nu vedeam decât pe vremea cântării României. Totul bine, totul perfect. Avem o desăvârșită forță, încredere, speranță, siguranță că toate proiectele noastre merg din plin, la termen, în condiții și în parametrii de eficiență. Da, dar și speranța asta nefundamentată se numește altă. Partea a doua, altă abordare. Realism, circumspecție, probleme, teme. Pentru că, sigur, nu putem desprinde energetica românească de macromediul românesc. Și când faci analiza, ca profesioniști, o facem plecând de la elementele de capital. S-au făcut referiri la resurse, s-a făcut referire la capitalul tangibil, am vorbit de tehnologii, de tehnici, de know-how, de bla bla bla. Am trecut și prin zona de finanțare, deci capitalul financiar, cred că am vorbit mai puțin despre capitalul de încredere și relația antreprenorilor, a investitorilor cu acest capital de încredere. Până la urmă notam niște chestii, zic eu, importante. De ce să încerc eu să vorbesc despre încredere? Pentru că în ultimii ani, cel puțin în ultimii 7-8 ani, am avut nenumărate exemple care mie mi-au zdruncinat încrederea în stabilitatea și predictibilitatea economică a României. Și din poziția de consultant, fiecare discuție pe care am avut-o cu diversi clienți a plecat de la această problemă. Dragii mei, ce vă spun astăzi, s-ar putea să nu mai fie valabil peste o lună sau peste două sau peste trei. Și nu că nu am eu conexiuni ca să anticipez niște lucruri. Dar nu cred că e nimeni capabil în țara românească să spună ce se întâmplă într-un sector peste trei luni. Și haideți să luăm niște exemple. 2012. Lucruri bune de altfel. Guvernul a spus, implementăm guvernanța corporativă. Știți cât a durat? Vreo 3-4 ani. Pentru că am ajuns în zilele de azi să constatăm ce? Că ne-am întors la opusul guvernanței corporative, foarte, foarte, foarte multe numiri pur politice în companiile gestionate de stat. Merg în altă zonă. S-a liberalizat piața gazelor și una dintre măsuri a fost să nu se îmbogățească cele două companii care exploatează resursele. Și băgăm o supraimpozitare. Dar această supraimpozitare va fi temporară și se va aplica numai pe parcursul procesului de liberalizare. S-a terminat liberalizarea și pieței gazelor. Ce să vezi, supraimpozitarea a devenit deja regulă. Nu mai este excepție. Mergem și mai departe. Am listat niște companii pe bursă și sunt mândru că am fost parte la listarea companiilor din energie. Și odată cu listarea am avut și un angajament față de investitori. Dincolo de guvernanță, vom fi transparenți, vom fi predictibili, vom aplica, vom drege,
din poziția de acționar majoritar, statul se angaja să consulte și să țină cont și de poziția minoritarilor. E. Cât credeți că a durat asta? Puțin. Hai să mai luăm și alt exemplu. Ne uităm la capitalul natural, exploatarea resurselor primare de energie. Dragilor, păi până doar bănuiam că le mai avem pe aici, pe acolo, pe undeva, eram dispus să facem orice, să vină orice investitor, orice antreprenor, să înceapă prospecțiunile în Marea Neagră, să ne confirme că avem. Și după ce pe riscul investitorilor, nici colo s-a ajuns la niște rezultate și avem niște confirmări de resurse, ce să vezi, ne îmbățoșăm ca stat și spunem, măi băieți, acum nu mai respectăm condițiile din acordurile de explorare, exploatare. Acum ne facem mai răi și mai ai dracului. Uite ce condiții vă punem noi. Bref, i-am supărat și pe investitori, i-am dezamăgit, le-am pierdut încrederea, nici statul nu câștigă nimic, dar mai grav nu câștigă nici cetățeanul român vreo creștere a bunăstării prin aportul acestor bogății. La venitul național brut, că mie nu prea îmi place să fac referire la PIB și când o fi caz o să fac și o explicație de ce îmi place mai mult venitul național brut și nu PIB-ul. E, ne-am asumat niște măsuri structurale de creștere a autonomiei decizionale în companii. Păi cât a durat asta? Cred că doamna ministru Dragu a fost ultima care a insistat pe acest aspect ca bugetele companiilor din portofoliul statului să nu mai treacă prin guvern, să simplificăm procedura de aplicare, să fim flexibili, pentru că până la urmă este un deal între acționari. Nu trebuie să existe guvernul sau să-i dăm guvernul un drept de veto. Deci, și o măsură bună s-a șters. Și aș putea continua cu astfel de măsuri pe care reușim cu nonșalanță să le demonetizăm. Ultimul exemplu la care vreau să fac și eu referire este fondul suveran, o idee de altfel generoasă. Și tot dezbat de ani de zile, cred că în 2016 eram printre puținii care criticam programul de guvernare al viitorului partid de guvernământ, dar era și până atunci. Și spuneam că FSD, Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții, așa cum e prezentat, trebuie să prezinte niște elemente, cum au făcut și alte țări, că se creează ori pe excedent, ori dacă nu, pe o marfă, o resursă care poate fi exploatată și beneficiile le ducem în viitor, le proiectăm către alte generații și așa mai departe. Asistăm că la următorul fenomen. Fondul suveran, așa cum a ieșit acum, este de fapt un nou FPS, mai rău decât FPS-ul, în care politizarea este deja făcută pe față. E, nu ultimul exemplu ar fi privatizările făcute în anii 2005-2007, chiar și înainte. Știți la ce mă refer, privatizările din energie. De ce am făcut acele privatizări? Noi toți și presa la unison cu noi criticam că avem companii de stat care gestionează ori zona petrolului, ori zona gazelor, ori zona energiei, distribuției în special, adevărate găuri negre. Și după ce s-au încercat tot felul de programe de restructurare gestionate de stat, programe care au eșuat, ultima soluție ca să astupăm aceste găuri negre, să dăm un iz de modernitate acelor companii, să dăm o speranță de perpetuare activităților, a fost privatizarea. Hai să ne amintim că așa am privatizat și Petromul, și distribuțiile de gaze, și distribuțiile de energie. Nu că am fost noi generoși și că erau super rentabile și eficiente la vremea aia. Și au venit niște antreprenori, niște investitori, au băgat bani, au venit cu know-how. Au făcut transferul tehnologic, transferul de mentalitate, poate mai important. Dar au riscat, le-au pus la punct, le-au făcut eficiente. Băi, și ce să vezi? Ne trezim acum vreun an de zile,
să începem să-i culim și pe acești investitori și antreprenori care au restructurat un segment important din economia românescă. Să facem comisii de anchetă, să-i amenințăm, chiar deschis să le spunem, băi, dai plecați acasă și lăsați-ne companiile restructurate. E, unde vreau să ajung? Vreau să ajung la următoarea concluzie, ca să nu o lungesc foarte mult. De cele mai multe ori, statul, încercând să rezolve problemele, a dat soluții care au devenit adevărate probleme pentru sectorul energetic. Astăzi, energetica românească, alături de economia românească, suferă nu de problemele dezvoltate natural de sectoarele respective, cât de problemele create de guvernarea și guvernanța sectorului energetic și a economiei în general. Eu cred că n-ar mai trebui să culim nici antreprenorii, nici investitorii. Ei nu sunt dracu pentru economia românească. Ei sunt actori fără de care nu putem vorbi de economie, de piață și capitalism. Să ne iasă din cap că vrem capitalism fără capital și fără antreprenori. Am experiența tristă dată de foarte multe companii gestionate de stat, unde lucrurile au mers din prost în mai prost. Și închei partea la care vroiam să fac referire. Mi-am spus-o, gata, m-am descărcat. Acum ușor despre București și ce provocarea lansată de Remus Vulpescu. Este inadmisibil că de vreo 5 ani de zile, se fac 6, Bucureștiul bâșbâie în găsirea unei soluții. Când domnul fost primar general Oprescu, la sugestia unora, mai mult sau mai puțin familiarizați cu energetica și cu partea de termie, a venit cu propunerea aceea fuziune Elcen-Radet și o gestiune, spunea, integrată a activelor, i-am spus stimabilului și am fost între puțini, chiar dacă eram atunci director general al Ministerului Energiei, recent creat, i-am spus domnului primar general și domnului ministru. Măi, dragilor, hai să punem mâna pe pic și să facem niște socoteli. Da? La vremea respectivă, într-un ciclu de valori, Radetul pierdea anual între 250 și 300 de milioane pe an din operațiuni. De ce? Ne reforma, ne structura, ne restructura și așa mai departe. Căi de reducere a tarifului, a costului, erau mult prea puține, fără o schimbare de macromediu, de legislație, în primul rând, și de cadru de reglementare a fluxului financiar în piața energiei termice. M-am dus și m-am uitat la Elcen. Păi Elcenul aparent era pe profit. 70-80 de milioane anual. Dar anual Elcenul avea un venit extraordinar din penalitățile pe care le plătea Radetul. Iar penalitățile plătite de Radet erau între 230 și 250 de milioane pe an. Concluzie. Nici Elcenul nu reușea să conserve tot venitul extraordinar din penalități și să-l transfere în profit. De fapt, din operațiuni, el era pe pierdere și doar o mică parte o mai regăseam în profit. Am un martor, că asta era teoria, domnul Alexe mi era adjunct atunci și asta povesteam și puneam pe hârtie. Și atunci îi spuneam și domnul ministru și domnului primar general, voi fraților, când pui doi monștri pe pierdere, unul cu 250, unul cu vreo 150, ce logică are să creezi un super monstru care va crea o pierdere de 400 de milioane? În economie nu funcționează cu cui pe cui se scoate, nu? Eu așa am învățat. Vedeți, decizia politică a înlocuit analiza de bun simț economică, că nu trebuie să fii savant să înșirui niște cifre, să le observi trendul. S-a insistat pe o idee utopică, iarăși jur, aceeași logică am aplicat-o și când am criticat formarea complexului energetic Oltenia, aceeași logică am aplicat-o și când am criticat formarea complexului energetic Hunedoara, acolo problema este și colo și colo, sunt puțin mai nuanțate. La Oltenia nu poți să pui un excedent de capacitate minieră
capacitatea minieră, de exploatare minieră a lignitului, păcat că nu mai sorim aici, e de peste 70 de milioane de tone pe an, 70 de milioane de tone pe an, iar ei mai puteau exploata datorită fronturilor reduse de lucru maxim 30, iar în ultimii ani au ajuns undeva la 18. Dar mergând cu toate grupurile la capacitate optimă, i-ar fi consumat până în 20 de milioane de tone de lignit pe an. Deci ce logică avea să pui o supracapacitate minieră împreună cu niște grupuri energetice doar ca să faci acel transfer de costuri din zona de producție energetică în zona de subvenționare socială a mineritului dincolo la Hunedoara? Oricât s-ar bate unii cu pumnul în piept, minele rămase în funcțiune în Valea Jiului n-au dat în niciun an din ultimii 10 mai mult de 900-950 de mii de tone, spunem 1 milion de tone. Dar un grup, fie că era de la Mintia, fie că era de la Paroșeni, ca să meargă peste 7000 de ore pe an, consumă cel puțin 750 de mii de tone de cuilă. Deci consumă cam cât produc toate minele din Valea Jiului. Care-i logica să ții două grupuri? Unul la Mintia, la 100 de kilometri de loc unde se produce cărbunele, și unul la Paroșeni, peste Jiu, de loc unde se produce cărbunele. Nicio logică. E. Mă opresc, revin la Elgin Radet. Eu aștept un faliment și amânarea falimentului Radet este doar o problemă de timp, pentru că nu-mi place să asist neputincios și indiferent la dezastrul orașului în care m-am născut, am crescut și sunt legat de el. Am venit cu o soluție că administrația Bucureștiului bâșbuia, le-am propus formarea termoenergetică și le-am băgat-o în cap și le-am argumentat-o și în final, după două voturi, amândouă reușite în Consiliul General, din martie, de la începutul martie, avem o nouă companie care să preia operațiunile Radetului, această termoenergetică, dar ce să vezi, incapacitatea primăriei, la o lună jumate de la adoptarea hotărârii de Consiliu, compania nu este operațională termoenergetică, nici măcar n-au reușit să o înregistreze la Registrul Comerțului. Ce să vă mai spun despre restul de soluții? Deci degeaba dăm soluții dacă nu avem cu cine să le punem în practică. Prima concluzie și a doua, grijă cu încrederea. Încrederea se câștigă ușor, dar se pierde și mai ușor. Și noi nu suntem în poziția de a da încredere niciunui antreprenor, niciunui investitor, cel puțin în sectorul energetic, pentru că lucrurile pleacă de sus. Nu avem o viziune, nu avem un concept racordate la ceea ce se întâmplă în lume în momentul de față. Punem prea puțin accent pe activele intangibile și pe capitalul intangibil. După criză, după ieșirea din criză, toată lumea pune accent în diferențierea economică pe active intangibile. Noi am rămas ancestrali, cu rezervele noastre lăsate de daci, cu resursele noastre lăsate de daci și cu ceea ce au făcut bunicii noștri ca tehnologie. Mulțumesc!